O crimă teribilă a avut loc în județul Neamț. Un bărbat de 43 de ani și-a ucis propria mamă, iar apoi a stat două zile cu trupul neînsuflețit în casă. Într-un final, individul a mers singur la poliție și a mărturisit totul. Medicii legiști au ridicat cadavrul femeii pentru efectuarea necropsiei, iar fiul acestea a fost trimis direct în spatele gratilor. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul nu a mai putut trăi cu fapta oribilă pe care a comis-o și a hotărât să se denunțe. Individul a intrat pe ușile secției de poliție și a făcut o mărturisire cu tremurătoare. Acesta le-a povestit anchetatorilor că și-a omorât mama, dar și că a stat cu cadavrul ei în casă timp de două zile. Bărbatul a explicat până la cel mai mic detaliu cum s-a petrecut întreaga tragedie. Totul ar fi pornit de la o banală ceartă. Conflictul a degenerat însă moment în care tânărul nu a mai reușit să se controleze polițiștilor că i-ar fi dat mamei sale un pumn, iar femeia s-ar fi dezechilibrat și s-a lovit cu capul de pardoseală. Lovitura i-a fost însă fatală, bătrâna a rămas inconștientă la pământ, iar fiul său a abandonat-o nepăsător, fără să ceară ajutor din partea nimănui. După confesiunile tânărului, anchetatorii au mers direct la locuința celor doi, acolo unde au găsit trupul nensuflețit al femeii de 75 de ani. Medicii legiști au ridicat cadavrul pentru efectuarea necropsiei, iar autorul teribilei crime a fost trimis în spatele gratiilor. Anchetatorii au început deja să adune probe în încercarea de a pune toate piesele cap la cap. În funcție de rezultatele necropsiei, oamenii legii vor stabili mai întâi de toate ce anume a cauzat decesul femeii. Individul care și-a bătut mama până a lăsat-o fără suflare va fi cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunii de omor.